Salut, Pera sunt. Un alt subiect care mi-e tare mie drag este mâncatul emoțional, mâncatul compulsiv, mâncatul pe bază emoțională, cum tu să-i spunem. Și a fost interesant că la un moment dat în istoricul meu am descoperit o poveste foarte interesantă. Pornind de la bunicii mei, bunica mea care m-a crescut și bunicii mei care m-au crescut. De la 3 la 7 ani am crescut la bunicii mei. Și bunica era obsedată de curățenie, și aveam mesele ore fixe, ceea ce e un lucru foarte bun, să ai mesele ore fixe. Micul dejun era la 8, 8:30, prânzul la 13 întotdeauna și cina la 18. Ore grozave. Mi-aș dori și acum să fiu atât de disciplinat cum eram atunci. Dar fiind un copil micuț, bineînțeles că uneori poate mi se făcea foame și la alte ore. Dar noi nu prea luam gustări, poate un măr sau ceva genul ăsta, dar nu scoteam mâncare din frigider, nu se gătea, nu se încălzea, nu se făceau fărâmituri, da? În afară de orele acestea, când erau clare orele mesei. Și copil fiind, în mine s-a înrădăcinat următoarea idee, următoarea chestiune, că nu eram liber. Aveam o pornire, aveam o dorință și nu puteam să o manifest, nu puteam să o exprim. Și trebuia să o reprim, că nu puteam să rup frigiderul în două și nici nu credeam că e ok și nici nu-mi doream să fac asta la nivel conștient. Dar probabil că mi-am propus mie și mi-am jurat mie, cu mintea de copil de 3, 4, 5 ani, că într-o zi, când voi fi liber cu adevărat și mare, voi mânca ce vreau eu și când vreau eu. Au trecut ani. Am ajuns la 20 de ani, am ajuns la 25 de ani și țin minte și acum că începusem să fac primii mei bani și apăruse junk food-ul. Hamburger, kebab, shawarma, tot felul de chestii prin oraș. Asta era acum 15-20 de ani. Și mi-aduc aminte că unul din primele lucruri pe care am făcut cu banii pe care îi câștigam, puținii bănuți pe care îi câștigam, era să merg în complexul studențesc din Timișoara, să-mi iau un meniu, un hamburger, un kebab, ceva cu cola. Și era bucuria zile pentru mine. Și au urmat câțiva ani de zile, pe la 25, la 28, 29, când am rămas mult în casă, mă jucam jocuri pe calculator, mâncam junk food de dimineața, la prânz și seara. De dimineața probabil nu mâncam de dimineața, dar după aia mergeam la 11-12, mi se așa foame și îmi luam hamburger, chestii de genul ăsta, cu cola de 2 litri jumate lângă mine, chipsuri și seara, bineînțeles, tot ceva de genul ăsta. Ani de zile. Și am ajuns de la un tânăr care eram slab, așa, nu eram nici sportiv, dar nu eram nici gras. Am ajuns să am 25 spre 30 de kilograme în plus la momentul al vieții mele. Pentru 4-5 ani de zile de îngrășare. Și a fost crunt. Și îmi dau seama că în momentul în care am început antrenamentele, în momentul în care mi-am pus în mod conștient că e timpul să schimb stilul de viață, cea mai mare bătălie pe care am avut-o de dat a fost cu această traumă, dacă vrei, din copilăria mea. Și anume, dacă nu mănânc ce vreau și când vreau, nu sunt liber. Se făcuse legătura asta foarte strânsă în mine, că asta înseamnă să fiu liber cu adevărat, să mânc. Dacă eu mănânc ce vreau și când vreau, la ce oră vreau, e libertate, este o exprimare de sine, îmi exprim personalitatea și individualitatea. Dar era foarte inconștientă legătura asta, bar n-aveam de ea. Îl plăteam antrenor și îl plăteam foarte bine, pe Sorin. Știi povești cu Sorin, nu? Și Sorin avea un caiet și mi-a scrie pe caiet ce mânci și îmi punea restricții alimentare și zicea, vezi, mâncă mai atent aici, vezi aia, mai renunță la aia o vreme, nu? Ca să avem aici să vedem rezultate, clar. Și era un conflict interior uriaș între dorința de a-l asculta pe Sorin, știind că este un lucru extraordinar de bun pentru mine și sănătatea mea și sentimentul meu de individualitate, de libertate și de personalitatea mea. Deci, de fiecare dată când eram pus în fața alegerii de a mânca sau a nu mânca, o porcărie, să spunem, sau da? Eram pus între să aleg dintre mine, libertatea mea, partea din mine care vrea libertate și partea mea din mine care vrea sănătate. Îți dai seama ce tragedie. Să trească să alegi ori libertate, ori sănătate. Nu poți să le ai pe ambele. Asta era una din dramele pe care le-am trăit foarte mulți ani din viața mea până am conștientizat treaba asta. Și a fost un proces mai lung, despre care cu mare drag ți-aș povesti dacă ar exista interes și dacă îmi scrii un e-mail pe pera@personalitatealfa.com și îmi împărtășești despre situația, despre lupta ta fostă sau actuală legată de acest tip de mâncat emoțional, adică cum știi că ai o problemă, ca să definim foarte rapid, nu? Dacă folosești mâncarea ca pe post de alinare unei stări emoționale de moment, nu vrei să te liniștești ceva în tine și mănânci ceva, sau vrei să obții o plăcere de moment, că ai o nevoie, da? Deci ori o plăcere temporară, ori o alinare a unei stări emoționale, temporar, ceva ce nu poți să oprești și îți face rău pe termen lung. Deci dacă ai astea trei la un loc,
atunci este o problemă cu mâncatul acesta, altfel nu. Deci dacă identifici genul ăsta de mâncat în viața ta, s-ar putea să fie niște rădăcini ascunse pe care nu le poți identifica. Și mi-ar plăcea să vorbim despre asta. Deci scriem la perarondpersonalitatealfa.com, zim despre lupta ta câștigată sau încă în desfășurare și chiar vreau să creez niște materiale în plus dacă există dorință din partea asta. Mulțumesc foarte mult! Ciao, ciao!